terminat anul acesta Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Mi-ar plăcea să lucrez în televiziune, mi-ar plăcea să lucrez ca purtător de cuvânt, mai ales că am făcut comunicare și relații publice. Vin dintr-o familie unde muzica este la ea acasă, talentul îl moștenesc de la tatăl meu și de la bunica mea, Dumnezeu s-o ierte. Merg să cânt la evenimente, îmbrăcată în costumul popular din Borșa, din Maramureș. Ceea ce le place oamenilor este muzica tradițională, de fapt de la ea de acasă, muzica de Maramureș, și asta și cânt eu. Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ai parcheața asta seara aici la noi. Sper să fie și cu noroc. Doamne ajută, așa-ți dorim cu toții. Am citit că îți dorești să devii purtător de cuvânt. Dacă ar fi în seara aceasta să fii purtătoarea de cuvânt a lui Carmen Ștețco, ce îi spune juriului dincolo de prestația aceasta pentru a-i convinge? Sunt o fată foarte ambițioasă, îmi place ceea ce fac și lupt în continuare pentru visul meu. Muncesc din greu și îmi dau toată silința să fie foarte bine și să fiu mândră de mine. Doamne ajută! Bun, să auzim măjuriu. Mircea Dinescu, vă rog. Vrei să fii mândră de tine sau ești mândră de tine? Sunt. Da? Dacă nu sunt eu mândră de mine... Ești mândră pentru că arăți cum arăți sau ești mândră cum cânți, când cânți? Sunt mândră. Așa, înțelegem. Sunt mândră de toate. E amestecat, așa, e și. V-a plăcut? Mi-a plăcut, așa, dar genul ăsta de muzică trebuie să ai o amvergură mai mare, să ți se facă pielea de găină. Găina e în așteptare. Bun, mulțumim, Cornelia. A făcut o alegere foarte bună, ea a cântat foarte bine. Aspectul tău este unul de nota 10. Ia să te întorci numai puțin, pentru că ai codițele împreunate la spate, uite ce frumos. Adevăr este că în zona Borșei, fetele tinere își legau așa împletitura la cap. Foarte frumos, Carmen, te felicit și mă bucur să te cunosc în seara asta. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Niculina. Foarte frumos. Îmi place și cămașa ta, care este așa de deosebită și diferită de a Corneliei. Da, stăteam și făceam o comparație între portul tău și portul Corneliei. Până la urmă veniți din Maramureș. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult.
Mulțumim frumos. Mulțumim, Niculina. Doamna Eliza, vă rog. Carmen, tu într-adevăr ai potențial artistic, ai coordonatele necesare ca să devii o vedetă populară. Însă, deocamdată mai ai lucruri de reparat. Dar îmi place că ești perseverentă și așa să rămâi. Pentru că ai șanse mari de reușită. Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog. La ce m-aș fi așteptat eu, dacă tot o venit aici la concurs, să aud o hore din Maramureșul, nu istoric, voivodal, să răsune studioul ăsta. A fost bine, pentru vârsta ta a venit așa, ca o păpușă îmbrăcată, treci gutâiul și du-te în borș acolo și spune-le că ai fost la vedeta populară și te-ai întâlnit cu Leșe Grigore. Deci, aprecieri unanime legate de apariția ta în sine și câteva recomandări care sper să-ți fie de folos. Ne vedem la probele următoare. Succes! Bravo, Carmen! Bună seara! Ce faci seara? Dați voi să vă pup? Da! Oh, da! Așa sunt măroșencele pupăcioase! Borșa! Voi aveți niște dealuri pline cu afine acolo. Am fost, am cules afine. Și nu numai afine. Ce mai aveți? Și pălincă, sarmale, fete frumoase. Da. Asta vedem. Asta și e. Dar vrea să lucrezi în televiziune sau ți-ar plăcea să lucrezi? Mi-aș dori, da. Da? Mi-ar și plăcea. Serios? Și ca ce te-ai vedea lucrând? Adică să fii ca doamna Iuliana Tudor? Sincer. Da. Să fiu o prezentatoare. Vrei să încerci? Vrei să te lăsăm? Joacă-te cu camerele. Să mă joc cu fiecare... Dar vine doar cu camerele sau și cu... Vin eu. Eu am cântat. Eu am cântat. Eu am cântat melodia aia foarte tristă. Așa. Stai un pic, că fără fum nu se poate. Păi fără fum. Dați-i cu fum. Atenție la mine, da? Eu sunt regizorul de platou. Zâmbet. Te bucur. Bine. Bine. Invită-l. Invităm alături de dumneavoastră primul concurent. Bună seara. Cum vă simțiți? De ce aveți așa emoții? De ce aveți? Am avut emoții pentru că am cântat o melodie foarte tristă. Ce vârstă are? Ce vârstă aveți? Ce ocupație? Eu, liber profesionist. 50. Nu, tu de ce răspunzi așa, Dan? Păi, dar eu sunt de un concurent. E un concurent Dan Clucinski. Trebuia să spui frumos. Nu, tu foarte bine, bravo. Felicitări. Mulțumesc. Bravo ție. Felicitări. Ai viitor asigurat. Tu, nu.